oameni au fost invitați din rândul întâi al PSD-ului să fie nominalizați pentru funcția de premier. Au refuzat. Au refuzat. Singurul care a acceptat este acest domn, pe care nu-l recomandă nimic. Dar nu mi se pare un scenariu, povestea asta cu 6 nominalizați din care 5 se retrag? Mie mi se pare o poveste bine pusă la punct. E un scenariu ca de teatru, așa. Tudor, eu aș avea multe ca să desfac această poveste, dar nimic nu-l recomandă pentru un partid de pretențiile și de anvergura PSD-ului, a cărui majoritate nu o contestă nimeni, primul ministru nu poate fi decât din această alianță, nimic nu-l recomandă. Nici ca integritate, nici ca moralitate, nici ca performanță. Din punct de vedere al integrității n-are nimic. Ce problemă are? Nici ca... M-ați făcut o să ne spună Victor Alistar că nici ca performanță profesională în buletinul medical, da, de domnul Darius Vâlcov. E bun să fie de două ori ministru și nu poate să fie o dată prim-ministru? De două ori ministru... De vreme ce l-ai validat ca membru al cabinetului, poate să fie și șef al echipei. Deci domnul Darius Vâlcov, care a semnat buletinul de deces al guvernului Grindeanu, i-a dat proiecte îndeplinite 0, parțial îndeplinite 2, neîndeplinite 17. Am înțeles. Trebuie să luăm acum un solo spot câteva secunde și îl ascultăm.